Bine v-am regăsit, pești. Voi face etalarea pentru sănătate pentru octombrie, pentru luna octombrie. Dacă vreți, puteți viziona și etalarea toamnei, fiindcă este făcută pe 3 luni și întotdeauna prima carte a reprezentat octombrie, celelalte noiembrie, deci ele sunt făcute pe triade și pe 12 cărți. Deci puteți să le vizionați pentru a primi lămuriri legate de situație pe case. Deci, bine, că nu toate se potrivesc, nu e valabil pentru toate persoanele. Dar puteți să vă regăsiți acolo, dacă nu vă regăsiți aici, la aceste etalări. La baza pachetului e forța, puterea, leul. Deci am zice că vreți să vă folosiți această forță interioară, să vă mobilizați trup și suflet pentru a depăși o situație dificilă. Întotdeauna ne mobilizăm când avem un obstacol în față. Deci, întotdeauna trebuie să verificăm și totuși aspectele de dreptate, de adevăr și de corectitudine pentru a putea să beneficiem de această mobilizare. Ce aveți de ales? Prințesa de spade, să vă faceți o analiză a situației voastre. Împăratul, dacă alegeți, regele de bâte și patru de pentagrame. Dacă nu alegeți această, să vă faceți o analiză, să vă inspectați sănătatea, asul de spade, trei de cupe, cinci de spade. Deci, nu știu ce să fac, să-l ridic puțin mai sus. L-am schimbat și... Să sperăm să puteți să le vedeți mai bine. Așa. Deci, dacă alegeți prințesa de spade, deci să vă faceți o analiză a situației legate de sănătatea voastră, să vedeți ce se întâmplă cu voi. Fiindcă ea e o inspecție. Ne inspectăm sănătatea, noi, personal, nu pești. Deci, aveți să vedem ce se... O ceartă, o dispută? Un șase de spade? Deci s-ar părea că e un moment tensionat acest 5 de spade, o situație care vă duce spre o alertă, să zicem, de genul... Scuzați-mă. De genul... Ce faceți într-o anumită situație? Vă simțiți rău sau cine știe? Și trebuie să faceți o alegere, o alegere ca să vă rezolvați situația și să mergeți spre o stare de bine. Acesta ar fi prințesa de spade, deci lămuririle. Și trebuie să luați o atitudine, să vă inspectați sănătatea. Împăratul e o persoană puternică, o persoană care decide, o autoritate. Medicul, cine poate să decidă, sau un părinte, sau un șef, o persoană care vă cere anumite lucruri, anumite aspecte, trebuie să vă supuneți, să respectați cerințele lui sau ale ei. Dar este un aspect pe berbec, să știți. Aveți aici moartea și lumea. Deci am putea spune. Vi se cere o schimbare clară în mentalitate, în gândire, în idei, în tot ceea ce faceți, astfel încât să, cum să spun, să vă schimbați total viața.
Deci aceasta este o schimbare totală, dar aveți și un noroc că v-ați dus, să zicem, la într-un timp optim, fiindcă este un noroc, un talisman al norocului, iar ăsta o schimbare impusă. Deci un rege de bâte, un rege de bâte poate să fie un părinte, un soț, o persoană din jurul vostru, care este alături de voi și promite să vă ajute. El întotdeauna este, așa, se aprinde în ceartă, în toate, e pasional, dar se aprinde repede și totuși promite să vă ajute. Aveți o regină de spade și un vărsător. O regină de spade, vă gândiți la o balanță, o femeie în vârstă, o păr alb, care vă susține, vă ajută, dar totuși ea de obicei impune și ea este la fel cum este regele de spade, deci vă cere, toată lumea vă cere să respectați anumite lucruri, să sperați în final, fiindcă aveți o speranță aici, speranța, să sperați să vină binele spre voi. Se vede. Și un patru de pentagrame care arată niște cheltuieli. Bani pe care îi strângeți pentru a face niște plăți. Și păreți puțin, să zicem, avari. Dar vreți să strângeți acești bani. Și aveți aici 6 de pentagrame, deci generozitatea unui rege de spade. Deci un vărsător, poate fi o persoană care la fel cere anumite lucruri, cum să spun, impune, deci cere, poate fi un părinte și în același timp este generos cu voi, vă ajută, vă susține cu bani. Dacă nu alegeți să vă faceți această inspecție și nu dați importanță la semnalele, eu știu, date de sănătatea voastră, atunci, fiindcă știți că aveați această forță, putere. Așa, aveți asul de spade, am zice spada, spada care luptă pentru dreptate, pentru adevăr și vreți să impuneți rațiunea. Deci toată lumea zice, vai, s-ar putea să ai nu știu ce boală și toată lumea se agită și voi vreți să se impună, să impuneți rațiunea în tot ce se întâmplă în jurul vostru. Și aveți aici magicianul și prințul de pentagrame, deci trebuie să fiți un magician, să stăpâniți situația, să vă protejați, să-i protejați pe cei din jur, să vă atingeți scopurile și, bineînțeles, vă folosiți de tot ce aveți în jur pentru a vă atinge scopurile. Și prințul de pentagrame care arată banii pe care puteți să-i obțineți, e ceva de genul ăsta, prin succes alternând cu succes. Treiul de cupe, o petrecere, o distracție la care luați parte, asta reprezintă treiul de cupe, deci am zice că nu țineți cont de temerile celorlalți să vă schimbați viața, vă mergeți în continuare cum sunteți și aveți aici un 5 de bâte, dar și împărăteasa. Deci cinciul de bâte pare să fie eforturi pe care le faceți pentru un concurs, pentru a arăta postul pe care, deci pentru un concurs, mai bine zis, o concurență, o rivalitate și împărăteasa care vă dă o stare de bine, vă simțiți bine, nu vi se pare nimic deplasat, deci este o stare de bine, într-un cuvânt, dar întotdeauna trebuie să ne dorim posibilul și să știm să îmbinăm o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. În schimb, cinciul de spade arată o situație critică, dispute, certuri sau chiar o situație rea din punct de vedere a sănătății. Deci, cinciul de spade, o alertă, am zice, în care trebuie să luați o măsură, să faceți ceva. Să vedem ce lămuriri avem.
forța, puterea, deci trebuie să vă folosiți acea forță a voastră de a vă mobiliza în tot ceea ce faceți, dar și, am zice, carul de luptă, să impuneți, să zicem, să țineți o situație dificilă sub control, să călătoriți sau să vă impuneți voința altor persoane, dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Aceasta ar fi situația voastră. Să vedem și runele. Primele două sunt tir, răsturnat, problemă. Și nied. Nied este într-o poziție bună. Daeg, trecutul. Și Raiduh. Ehivaz, răsturnat, sfatul și sigel. Rezultatul final. Pasta o iau așa cum este. Este veirt. Deci, tir. Tir într-o poziție răsturnată. Tir arată o pierdere de energie, o cădere. Deci este un moment dificil pentru voi la acest tir, care clar arată o pierdere de energie, un moment dificil. Deci aceasta ar fi situația cu tir. O pierdere de energie, o situație dificilă prin care treceți. Ar trebui să vedeți, deci, relațiile pe care le aveți, fiindcă s-ar putea ca această pierdere de energie să fie datorată nerăbdării voastre, să vă mobilizați prea mult, dar și tendința de a ceda în fața dificultăților, fără a face niciun efort și a aștepta ca totul să fie făcut, cum să spun, de divinitate. Deci acesta ar fi tir. În schimb, nied arată momente în care aveți un consum mare de energie, sunteți trecuți efectiv, cum am zice, abisul. Dar aceste situații dificile și vă fac să vă mobilizați într-un fel sau altul și deveniți, cum să spun, trup și suflet să luptați pentru situația voastră. Aceasta este problema. Trecutul. Trecutul a fost acceptabil, am zice. Daeg arată o creștere lentă, o schimbare benefică, dar lentă. Și totuși deplasări, călătorii, dar nereușite sau Raiduh poate să este într-o situație, este răsturnat, deci călătorii care iau o turnură nedorită sau vizite la persoane bolnave care v-au schimbat planurile. Deci cam asta reprezintă momente destul de critice în care trebuia să vă păstrați cumva simțul umorului și relația, în primul rând, de, cu partenerii. Și aici avem sfatul. Sfatul este un Ehvaz într-o poziție răsturnată.
Această rună cu eivaz răsturnat arată că trebuie să fiți totuși corecți pentru a depăși situațiile dificile, să fiți perseverenți și în primul rând legat de sănătate, fiindcă avem aici sigel, care este o runa sănătății. Arată că trebuie să vă mobilizați pentru a vă păstra sănătatea, pentru a vă menține sănătatea și să fiți corecți în tot ceea ce faceți, perseverență, corectitudine. Și rezultatul final, răspunsul final este tocmai acest Veird, care este o rună karmică. Am zice că aceasta vă este predestinat vouă. Da, se vede. Deci aceasta este vouă predestinat. Nu aveți cum să schimbați. Este ceea ce aveți de acceptat. Această situație, să luptați pentru sănătatea voastră. Și carul de luptă este tot o reprezentare cu forța unul lângă altul. Deci să luptați pentru sănătatea voastră. Poate că pentru unii pești este valabilă această etalare, pentru unii nu. Deci eu vă doresc la toți numai bine.